și bine ați venit pe canalul Vegan de România. Astăzi suntem la Iași, după cum bine vedeți. Abia ce am vizitat Palatul Culturii și ne este foamică, așa că vom merge la un restaurant vegan care se numește Gringo. Aici? O păsărică mare. Gringo! E proprio de balas. Tortilla cu linte roșie. 15 lei. Mai avem aici? Și un mega burger cu fasole neagră. Și avem și spectacol pentru că suntem în arena publică. Că asta să-l dăm în două, nu? Am gândit, am considerat că premierea sunt niște frumoase. Mulțumesc. Se vede acum. Care este specifică de foabe. Astfel, la inițiativa colegului meu, Florin Mutian. Ia uite ce aici. Cu gazdei Palace Mall. Am reușit să desfășurăm aceste gale de premiere în palas, în interior. Anul acesta este prima dată când se desfășoară în exterior. Competițiile cu prima au fost foști studenți care sunt angajați în viață și au luat fie o zi de concediu, fie și au cerut învoire să vină măcar 2 ore să joace o competiție de badminton în cadrul acesta sportiv artistic. Este I like it, Picasso. O competiție Picasso. În bun rău. Deci jocurile s-au disputat. Aici urmează premierea. Însă gala, să știți că este un semn de răsplată pentru toți participanții. Nu doar cei care au câștigat, celor care au participat. Burger 17 lei, 15 lei, pătal, un prânz. Prânz pentru 2, 3 și 2 lei. Mă rog, și niște apă. Încercăm să extindem. De la ușa. Da. Am dat să întreb, Răzvan, cum a fost burgerul, că nu mai e. Mai merge să luăm unul. Și tortilla cu linte. Foarte bun. Și avem și spectacol aici. Burlesc. Great Gatsby ceva. Foarte interesant. În seara asta am zis să mâncăm o pizza și am luat două pizza de la Romeo e Giulietta, habar n-am să pronunț în limba italiană. Și ce e super mișto la ei e că, pe lângă faptul că au un meniu de post și pizza de post, au și 20% reducere pentru cei care comandă la domiciliu. Și fix asta am făcut. Ca să nu mai dăm bani. Hai, cât am dat pe ele? 37 și totalul era un 40 ceva. Da. 46 sau ceva. În fine. 20%. Da. Să vedem ce avem aici. Aici avem pizza con patate. Adică pizza cu cartofi. Nu lasă bine. Ce bine miroase. Ce aici avem? Pizza. Mambo number. O pizza casei. Care e cu ciuperci, ardei, măsline și rucola. Și asta o să mâncăm noi în seara asta și o să ne uităm la un pic de Netflix. Aici Teo din viitor. Vreau să vă spun că pizzele nu au fost extraordinare.
Adică cea cu cartofi era la propriu. Pâine cu cartofi. Iar cealaltă pizza casei de post a fost bună, din păcate rucola era foarte amară. Deci, per total, văd în vedere banii pe care i-am dat, da. Au fost ok-ish. Nu știu dacă aș mai da comandă dacă aș fi prin Iași, la ei, sau cel puțin nu aș mai da comandă de pizzele astea două. Astăzi ne-am luat niște falafel, pita falafel, de la un loc care se numește, cum se numește? Humus Bar, da? Îl găsiți în food court-ul de la Palace Mall. Falafel, falafel, stai din bune. Și mâncam afară, că e cald și bine. Tabulei, cartofi, humus și o sălățică. Cum e? Foarte bun. Place cu sistem de așa. Are în el multe bucăți. Pita e foarte bun. Da. Chiar e plin. Și și relativ ieftin. Da. 18 lei. Păi cât dai pe un burger și nu ți s-au tot ca asta. Toma. Ramen. Inclusiv pentru activitățile sportive.